Florin Doruleț Stoian și Ioana Mihaela Caraivan este cuplul aflat sâmbăta trecută în fața ofițerului stării civile. Norocoșii miri ar trebui să fie mulțumiți nu numai pentru că dețin o slujbă, ci și pentru faptul că fără aceasta ar fi fost mai greu sau poate imposibil să se cunoască. Acum tinerii noștri să gândesc la primul lor copil. Două vorbe despre cum v-ați cunoscut. Am lucrat împreună și așa ne-am cunoscut. Ați fost prieteni până la căsătorie cât timp? 2 ani de zile. 2 ani. Cetățene Niculescu Ionuț Florentin, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana Ficleanu Alina Cristiana? Da. Cetățeana Ficleanu Alina Cristiana, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Niculescu Ionuț Florentin? Da. Pentru altă pereche de însurăței, grădinița a fost locul unde s-au cunoscut și atât Ionuț Florentin Niculescu, cât și Alina Cristina Ficleanu au dat dovadă de foarte multă răbdare, lăsând să treacă timpul până să ajungă în fața ofițerului stării civile. Da, de la grădiniță, suntem împreună de 10 de ani. De aproximativ 8 ani, ca să nu exagerăm. 8 ani. Și în timpul ăsta s-au... Legatul. Cum a început povestea? La grădinița. Probabil a fost o dragoste neîmpărtășită și ulterior ne-am regăsit la liceu. La liceu. Da. De răbdare au dat dovadă și Florin Bogdan Gheorghe, împreună cu aleasa sa, Florentina Mihaela Dobre. Lor le-au trebuit 9 ani de prietenie și cunoaștere până a se hotărâ să spună da în fața celui care le-a oficiat căsătoria. Mai multe amănunte despre cele 3 povești de dragoste puteți urmări în obișnuita rubrică de luni seara, Mirii Săptămânii.